Băi, fraților, ne-am gândit să facem și noi un video, că, na, după 2 ani de cercetări și atâția bani aruncați pe geam, în sfârșit a început treburile să funcționeze. Plus de asta, că nu am găsit până acum niciun video pentru românii noștri, să vedem și noi cam cum stă treburile cu panourile astea fotovoltaice și cu invertoarele hibrid, spre exemplu. Bine, că pe mine m-a interesat, datorită legislației noastre din România, m-a interesat mai mult off-grid, asta ce înseamnă consumul propriu. Și după 2 ani de zile de investigații, care am urmărit și pe George ăsta de la Casa Buhnici și toate proiectele care le-am putut vedea și întâlni pe YouTube, am reușit să facem și noi treburile să funcționeze. După foarte multe dezamăgiri. Spre exemplu, acum 2 ani de zile am cumpărat două invertoare hibrid de la marca Solax, în Marea Britanie, că aici locuim, cu gândul să facem și noi pentru căsuța noastră din România. În România tot timpul știm că e mai greu cu facturile și cu toate astea și plus de asta, la o anumită vârstă nu mai poți permite să arunci cu banii în stânga și în dreapta. Trebuie să te gândești că odată cu vârsta trebuie să faci și economie. Iar cum românii noștri, ca de altfel toți românii, ne place tehnologia și deci obligatoriu, odată cu tehnologia crește și consumul, nu? Spre exemplu, noi aici avem un consum destul de elevat, ca să nu mai punem și faptul că ne ocupăm și cu reparatul mașinilor de spălat. Deci o mașină de spălat consumă undeva între 2 și 2,5 kW. Da? Deci eu de multe ori trebuie să țin în testing câte o mașină din asta, să o testez câte 3-4 ore și atunci consumul, dacă e de 2 kW, la 4 ore urcă undeva, mănâncă 8 kW. Plus de asta avem mașină de uscat, mașină de spălat rufe, un frigider care consumă și ăsta, plus mașină de spălat vase, plus cam toate utilitățile care se pot găsi într-o casă bine echipată. Aici, în Marea Britanie, nu prea avem aer condiționat, care de obicei îl găsește în România, în Spania. Și atunci, să revenim la oile noastre, am cumpărat Solaxurile alea două, care sunt o dezamăgire totală. Din modul că nu se pot conecta în paralel, ele pune că sunt sisteme de 3,3 kW, dar în realitate nu sunt. Lucrează cu high voltage, asta este adevărat. Le-am dus în România, le-am montat, am cumpărat 10 panouri monocristaline. Avem acolo un banc de baterii destul de frumușel, în jur de 26 de kW. Dar nu fac ce ar trebui să facă. Spre exemplu, consumul nu îl poți, nici dacă separi sursele, nu-ți dă. Pentru că dacă bagi mașina de spălat, de multe ori sare și cu aia, pentru că el pune că e un sistem de 3,3 kW, dar în realitate îți dă 2000 de volți amperi. Și atunci, de multe ori sare și numai cu mașina de spălat. Am zis, băi, ce facem? Ce facem? Și atunci am început să investigăm și am găsit chinezăriile astea de la Yaesun, despre care o să vorbim acum, dar mai întâi să vă arăt panourile fotovoltaice. Deci v-am zis că am cumpărat 10 monocristalini care le-am dus în România și le-am montat pe casă. În schimb, acum, dacă am cumpărat alt sistem, o trebuie să iau și panouri. Iar producătorul de la Iasun spune că trebuie panouri policristalini. Alea sunt monocristalini care le-am dus în România. Și atunci ce am făcut? Am intrat aici pe Marketplace
Și am vânat niște gunoaie. Că am zis, dom'le, dacă tot faci testări și asta, Dumnezeu, că pe alea 10 panouri de 330 de vați monocristaline, am dat 1000 de lire. Da? Asta înseamnă, la vremea aia, era undeva la 11.000 de lei. Și le-am dus acolo și le-am montat și nu fac mare lucru. Iar aici am zis, băi, hai să facem, să vedem. Ia uitați-vă, fraților, am cumpărat, astea sunt 14 gunoaie policristaline la 50 de lire bucata, cu da, toate adunate s-o groază de bani. Și noi, românii, ne place să ne facem confort, dar la un preț mai redus, nu? Că toată lumea fuge de panourile fotovoltaice și de sisteme fotovoltaice, că zice, bă, ce rost are să investesc atâția bani, că o să-i amortizez în 30 de ani. Lăsați-mă să vă explic că nu este adevărat. Deci, uitați, am cumpărat 14 panouri, m-a costat 700 de lire. Le-am conectat două stringuri de câte 7 panouri. Da? Se vede aici cablajul și toate conexiunile. Deci avem în total, le-am pus, voi să nu faceți așa ceva, că astea sunt montate aici, vor funcționa, am să trag de el în Anglia până în luna aprilie, când trebuie să ajung în țară, că vor fi montate acolo. Toată lumea spunea, domnule, că nu e bun să iei panouri la mâna a doua. Vă spun din capul locului că sunt extraordinare. Deci, ce pune pe ele, aia fac. Dacă pune că scoate 37 de volți și este o zi frumoasă, dar aici în Anglia vedeți că se pișe în fiecare zi, și la vremea asta, deci panourile astea scot 37 de volți, într-adevăr. Sunt testate, sunt. Singura problemă care am observat-o, că acum Dumnezeu știe câți ani au fost astea, au funcționat. Un singur lucru știm sigur. Ele au fost date la casat din cauza conectorilor MC4. Da? Pentru că noi le-am șters, le-am curățat, le-am spălat, că le-am adus acasă și pe urmă am procedat în a le monta. Am dus în România, cred că am peste 100 de conectori MC4, cumpărat și duș, de acum 2 ani de zile, când am început să spar bani în prostiile astea. Și acolo le-am dus, dar aveam nevoie și aici, nu? Acum că tot luasem panourile astea și invertoare. Și atunci ce am zis? Băi, m-am uitat eu la conectorii ăștia MC4 și vă spun că nu mi-au plăcut cum arată, că n-a, sunt vechi. Și am zis, bă, ce facem, ce facem, MC4, iar m-am pus să dau bani, dacă am o groază acolo. Nu. Am cumpărat cutii din astea, am cumpărat, cum se cheamă, bine, cu protecția IP65, cum scrie aici, și le-am conectat cu conector de plastic cu șurub, da? Ăștia sunt garantați 60 de ani. Și cred că același lucru o să fac când ajung în țară, o să elimin toți conectorii ăștia MC4, pentru că ăștia sunt din aluminiu și se calcinează. Asta e singura problemă care au panourile astea. Astea bănuiesc că poate ducă și 50 și o viață. 50 de ani, poate toată viața. Deci, practic, mult mari probleme cu ele nu ai. Eu am fost sceptic la ora de a cumpăra din mâna a doua, dar vă spun sincer că se merită. Și nu se merită la panouri să investiți o groază de bani. Faceți cum am făcut eu. Deci în total cu mine m-au ajuns panourile astea, 14 panouri, 700 de lire am dat pe ele. Asta înseamnă panourile astea, de fapt, produc 3 kW jumate. Da? Și acum să mergem înăuntru să vă prezint invertoarele astea noi de la Yasun, 5 kW puteri, astea sunt niște invertoare hibrid. Pentru că eu inițial am vrut să cumpăr de la Voltacon, alea de la Voltacon zice că sunt făcute în Anglia, dar nu este adevărat, că i-am prins cu minciuna din cauza că i-am sunat. Pe site-ul lor când am intrat, punea, nu mai știu ce, Voltacon, de 5 kW off-grid era invertorul și că lucrează cu sau fără baterii.
În schimb a zis, băi, totuși să-i sun, să nu cumpăr ca oaia, nu? I-am sunat pe băieții aia, la care mi-au confirmat că nu, domne, că nu este adevărat, că este greșit în pagină și că dacă luați el, de fapt, este off-grid, dar nu este adevărat că lucrează fără baterii. Și atunci am zis, băi, pentru ce îi dai eu 800 de lire pe un invertor off-grid, când chinezul îmi vinde mie de la Iasun, îmi vinde invertor hibrid, care lucrează și cu gridul, și off-grid, și cu baterii, și fără baterii. Am zis, acum, că o fi minciună că o lua țapă, o lua, stai să vedem. Bun, am făcut comandă pe AliExpress și am cumpărat două invertoare de la Yasuo, care arată așa. Sunt foarte micuțe, da? Deci eu acum vă spun, spre exemplu, un inverter de la Solax, hibrid, 3,3 kW, e undeva la mărimea asta. Iar uitați-vă ăsta, cât de micuț este, sistem de 5 kW. Are și bune și rele, da? Să începem cu alea rele. Alea rele, eu, în mod normal, la asta puteam să conectez maxim 12 panouri. Eu am 14, dar de ce am luat 14? Pentru că eu am luat două invertoare care urmau să fie conectate în paralel. În schimb, când au venit, unul a venit din cauza transportului, avea masfețe sparți în ei, pentru că băieții care fac livrări, li se pare că cară cartofi și distrug tot ce cară. Deci cutia era și rotundă și spartă, nu mai era pătrată. Dar partea bună că din două invertoare, unul funcționează și funcționează extraordinar de bine. Iar ce am mai observat la ele, gagii ăștia, deci de asta eu am montat pe el, practic acum am doar 7 panouri, dar el îți duce, aici scrie puterea nominală. Deci, nominal operating voltage e 360 de volți. Asta îți spune chinezul. Bă, pune panouri până maxim în 360 de volți. Dar el, puterea maximă, tu poți să-i adaugi până ajungi la 450. Dacă ai depășit 450 de volți în serii panouri, s-ar putea să-l prăjești. De asta chinezul spune 360 de panouri. Cum panourile mele sunt de 37 de volți, ar veni 10 panouri conectate în serie, 370 de volți. Pe urmă, un diminti chinezul spune că lucrează cu două stringuri în paralel. Deci ar însemna să poți să-i conectezi 20 de panouri, 10 panouri în serie și două serii conectate în paralel. Ceea ce am și făcut, pentru că cum al doilea invertor nu a venit bun, zic, băi, ia să conectez două stringuri la asta, două stringuri de câte 7. Dar surpriză că el nu citește al doilea string, doar unul. Da? Deci asta este partea proastă. Partea bună, credeți-mă, sunt extraordinare. Spre exemplu, eu acum am conectat doar 7 panouri policristalini în serie la el și un banc de baterii, după cum puteți vedea, că ăsta este un sistem de 48 de volți. Dacă vreți treburi serioase, nu vă încurcați cu 24 sau cu 12 volți, da? După cum vedeți, grosimea cablurilor este acceptabilă, nu sunt scumpi. De ce? Pentru că noi lucrăm cu high voltage. În momentul în care tu te zgârcești la bani pentru care sunt mai ieftini, ai să ai necazuri că îți vor înferbânta cablurile și poți să pui sistemul. Cam ăsta este setup-ul. Bine, după cum vedeți, astea sunt pentru baterii și urmează acum, când vine celălalt invertor, cablurile sunt toate pregătite acolo. Și de ce m-am decis să fac video ăsta? Că eu nu prea, mi-e place să văd, să studiez, dar nu am găsit despre așa ceva. Iar cred că pe toți românii noștri îi interesează, mai ales că acum s-a schimbat legea și guvernul român nu vă mai cere să faceți proiecte ca să vă puneți panouri pe casă. Și eu vă demonstrez că cu 14 panouri, cu două invertoare,
puteți da curent și la vecini. Și am să vă spun de ce. Sistemul ăsta este de 5 kW, hibrid. Eu nu l-am conectat la gridul britanicului sau nici nu intenționez să-l conectez când ajung în țară la grid. Eu îl vreau doar pentru consumul meu. De ce? Pentru că eu acolo o să am încălzire în pardoseală, o să am toți consumatorii casnici posibil, nu? Că, băi, pentru asta trăiești și muncești până la urma toate, ca să-ți creezi confort. Mai ales că de la 40 de ani, pe românește, e cam așa. Bun. Eu acum ce pot face cu invertorul ăsta? Că v-am explicat. Nu-mi recunoaște, am pus amândouă stringurile, dar recunoaște doar unul. Deci cu 7 panouri, cu bancul ăsta de baterii, astea sunt baterii 12V, 130A. Sunt conectate bateriile în serie, deci 12 mulțit cu 4 îți dă 48V, în schimb amperajul rămâne același. Deci am 130A, înmulțit cu 48V, asta îmi rezultă că am 7 kW de curent acum în astea 4 baterii, când deseli full charge. Dar, atenție, că iarăși lumea spune, domnule, că bateriile sunt scumpe, că tițănii numai 3-5 ani și atunci nu se merită să investești. Asta este o minciună. De ce? Pentru că ei nu vă explică. Dacă tu ai tras mai mult de 50% din baterie, tu ai stabilit un ciclu și tu poți să-i stabilești și 10 cicluri într-o zi, dacă nu știi să le folosești. Asta înseamnă dimensionarea bancului. Deci tu trebuie să calculezi cât curent consumi tu noaptea din ele. Că pe timp de zi nu te interesează că iei curent de la panou. Astea așa funcționează. Credeți-mă, astea funcționează și cu baterii și fără baterii. Eu le-am testat. Dar nu este recomandat să lucrezi fără baterii. De ce? Pentru că el este un sistem de 5 kW, iar tu poți să-i bagi maxim 3 kW de panouri pe el. Și atunci el, dacă tu ai depășit consumul ăla de 3 kW, el trebuie de undeva să-ți mai dea. Ei, ăsta trage din panourile alea, iar îmi completează mie când urc consumul până la 5 kW din baterii. Și acum revenim la baterii, pentru că tu ai să calculezi că ai 7 kW. Nu este adevărat. Tu, în realitate, ai doar 3 kW jumătate și atunci tu trebuie să calculezi lucrul ăsta. Deci tu, dacă noaptea consumi 4 kW, atunci tu trebuie să îți pui al doilea banc de baterii, da? Deci tu stabilești cât consumi noaptea, aia te interesează pe tine. Și în cazul nostru, vă spun că pe mine asta mă face foarte fericit, nu ca gunoaiele alea de la Solax, care, bineînțeles, domnule, nu sunt gunoaie, dar nu vor satisface consumul nostru. De ce? Pentru că tu trebuie să calculezi vârfurile. Spre exemplu, eu acolo trebuie să pun încălzire în pardoseală. Asta înseamnă un consum de 5 kW, da? Plus mai speli rufii încă 2 kW jumate. Asta înseamnă 7 kW jumate. Mai faci și o lingură de mâncare, încă 2 kW, da? Că la noi acolo totul va fi, eu nu vreau gaz sau lemni sau cărbuni sau... Doamne, nu sunt adeptul. Și atunci am zis, gata, mergem totul electric. În schimb, urcă consumul. În realitate, că asta spune, doamne, tu trebuie să calculezi vârfurile. Pentru că tu, în realitate, consum nu o să ajungi acolo, în schimb, tu trebuie să fii pregătit. Nu? Și am zis așa, 5 kW încălzirea în pardoseală, 2 kW fac mâncare, 2 kW spăl rufii. Asta înseamnă din start 5 cu 4, 9 kW, da? Ce mai fac? Mai trag cu aspirator, mai am lumini, mai am televizoare în prins, mai... Deci ajung undeva la 11 kW, nu? Consum. Și atunci eu ce am făcut? Am comandat 3 inversoare. 5, 10, 15 kW. Baterii, nu? Dar cum stă problema? La încălzirea pardoseală, spre exemplu, noi am calculat 5 kW. Dar tu trebuie să pui că într-o cameră pornești, într-o cameră se oprește. Deci tu n-ai să ai niciodată consumul ăla de 5 kW, decât dacă, spre exemplu, a fost încălzirea
Încheți în toată casa și dai drumul la toată deodată. Și atunci, până ajunge ea să facă temperatura de 21 de grade, modul confort care setezi tu în casă, îți va consuma aia 5 kW. Iar tu trebuie să fii pregătit. Dar în realitate nu e așa, pentru că dacă tu, spre exemplu, lași setată temperatura, pentru că la noi vor fi controlleri pe fiecare cameră sau zonă. Și atunci, în zona respectivă, în dormitorul respectiv sau oriunde ar fi el, în momentul când a ajuns la 21 de grade, termostatul îmi oprește consumul de energie electrică în zona respectivă. Și atunci, tu poate consumi undeva 2 kW pe oră, încălzirea, poate 3, poate 5, dar vreau să zic că tu întotdeauna în permanent trebuie să calculezi vârfurile. Și atunci am zis așa, în cazul meu, voi avea nevoie de 3 invertoare din astea, de 5 kW, ca să ne acopere tot consumul. Într-o casă de 200 de metri pătrați, cu absolut toți consumatorii care ai nevoie. Și aici, cum să vă zic eu, consumul nu prea se modifică. Pentru că în România, dacă stai bine să te gândești, iarna trebuie să te încălzești, vara trebuie să răcorești casa. Și atunci consumul tău e cam același, că e iarnă, că e vară. Da? Dar vă spun așa, la ora actuală, că ăsta este în probe, ce am observat? Eu cu invertorul ăsta de 5 kW, cu un pic de educație, duc casa asta toată. Spre exemplu, eu am frigiderul conectat la el acum și nevasta spală rufii. Când a terminat de spălat rufii, atunci bag la uscat. Când a terminat și de spălat și de uscat rufii, atunci face mâncare. Și în total, bine, dar frigiderul pune că consumul 1,5 kW. Ăsta este un frigider tip american cu ventilator și atunci poate să, când pornește el, consumă și 1,5 kW. Deci trebuie să calculezi tu până energicul ăsta în continuu, pentru că el poate pornește de 2 ori pe zi. Dar când pornește, atunci, dacă nu l-ai luat în calcul, îți sare invertorul și rămâi fără curent. Iar un lucru bun la invertoarele astea de la Yasun, deci am stabilit că cu astea poți să și injectezi în rețea, poți să mergi și off-grid, poți să mergi și fără baterii, numai că atenție, în momentul în care vrei să mergi fără baterii, trebuie să-l folosești singur. Nu poți să-l pui în paralel cu alt invertor. În momentul în care l-ai conectat paralel ceea ce vreau eu să fac, de asta am și luat baterii, trebuie automat să-i pui un banc de baterii. Fără baterii nu merge în paralel. Și cam asta e, să vedem. Acum, în momentul în care îmi vine celălalt invertor, că este pe drum, v-am zis, unul a venit stricat, am intrat în legătură cu chineze, numai că e cam nașpa, că când la noi e zila, e noapte și atunci trebuie când îi prins, că nu-i prins. Și atunci ce am făcut? Am mai comandat un inversor, având în vedere că eu o să am nevoie la casa din România, 3 invertoare. Am mai comandat un invertor, iar am luat legătura și le-am făcut poze, cum arată invertorul, cum nu știu ce, placa de bază, placa mamă, a venit distrusă. În momentul în care am apăsat butonul, am făcut o flagără și asta. Din cauza transportului, că așa le transportă băieții noștri. Și acum așteptăm să vină piesele pentru unul din invertoare, iar cel care l-am cumpărat, după, este pe drum. O să mai facem un video în momentul în care o să le-am conectat în paralel, dar m-am văzut obligat de situații că am mai bine 2 ani de când studiez problema și credeți-mă că în sfârșit am văzut luminița de la capătul tunelului prin inversoarele astea de Yasun. Știți, toată lumea evită să cumpere de la chinezi. Bă, fraților, toate sunt chinezești. Dacă te uiți frumos la MPP, este exact același invertor, arată exact la fel, numai că pune aici MPP. Dacă te uiți la Voltacon, care zice că e produs în Marea Britanie, dar nu este, pentru că eu am vorbit cu ei în telefon și ei mă sfătuiau pe mine, domnule, nu-l lua pe ăla, păi zic, de ce nu-l iau pe ăla dacă eu pe ăla vreau?
Păi nu-l avem în stoc. Păi de ce nu-l aveți în stoc? Zice, păi așteptăm să vină. De unde Dumnezeu să vină? Din China, nu? Că eu bănuiam că, băi, tot chinezării sunt numai când s-a asamblat în Marea Britanie. Nu este adevărat. Nici măcar asamblat în ăsta. Vin gata asamblate din China și aici nu mai pune Iasun, pune Voltaco. Da? Dar astea, credeți-mă că sunt extraordinare. Ce problemă am mai observat eu cu astea? Software-ul nu este compatibil pentru modelul ăsta și atunci mie mi-arată, pot să-l controlez din laptop, în schimb nu mi-arată grafica, da? Restul tot absolut funcționează, de asta iarăși am trimis mesajul la ăștia să vedem să-mi trimit o actualizare sau un software să fie compatibil cu modelul ăsta. Ăsta este ultimul model de la Yasun, se numește SV2, iGrid SV2, 5 kW, 48V. Și aici, după cum vedeți, nominal operating voltage, deci ăștia ti sfătuiește pe tine să nu pui mai mult de 360V din panouri. Punic lucrează cu panouri fotovoltaice până la 450V DC. Deci tu dacă vrei poți să te duci până la 450, dar nu te sfătuiești. De ce te sfătuiești să folosești 360? Dar eu cred că am să mă duc undeva la 400, da? Pentru că avem nevoie de vați. Pe urmă pune input voltage, deci el deschide inventorul la 120, de asta trebuie să-i faci serii mari, da? Iar partea bună este că lucrează cu high voltage, ceea ce înseamnă că nu va trebui să folosești cabluri foarte groase. Dacă folosești cabluri foarte groase, e din cauza că tu, multe inversoare lucrează cu low voltage. Asta înseamnă până în 110 V, până... și atunci tu trebuie să pui cabluri groase, iar automat distanța trebuie de la panouri până la invertor să fie cât de mică posibilă. Dar gândește că tu dacă te duci cu invertorul ăsta care îți permite până la 450V panouri, la 400V tu poți să le pui și la un kilometru distanță de casă. Iar cablul nu este nevoie să fie atât de gros, cu un cablu de 4 mm ai rezolvat problema. Da? Urmă iară, ce mai avem? MPPT voltage, încărcătorul lucrează extraordinar, este un încărcător MPPT, sunt extraordinare, asta vă pot spune eu. Eu l-am deja, îl folosesc de 2 zile și am căutat, vă dați seama, ca tot românul, informații, să vedem, bă, cum am mai făcut alții. N-am mai făcut nimeni. Dar eu vă spun, în total, prețul lui, 600 de lei, cât înseamnă asta în lei? 3.000 de lei. Mai bagi 1.000 de lei în panouri, asta înseamnă cu 4.000 de lei ai rezolvat problema cu curentul în casă. Iar ce opțiuni mai aveți la asta? Te conectezi de la rețeaua la Burangii și îl setezi frumos să folosească în felul următor. Să-ți dea curentul din panouri să-ți alimentezi consumatorii în casă. Când nu mai este disponibil soarele, sare automat pe baterii. Îi setezi tu până la ce volți să ajungă bateriile ca să nu facă. Pentru că astea sunt foarte amărâte. Bateriile astea pe lichid. Deci tu dacă ai sărit de 50% consum, ești stabilit un ciclu. Și atunci ele vin cu 500 de cicluri, cu 1000 de cicluri, deci când ai făcut 1000 de cicluri, bateria aia poți să o iei, să o dai la gunoi. De asta spun eu. Atenție foarte mare, dar tu îi setezi aici frumos și în momentul în care el a ajuns la capacitatea respectivă tras din baterii, el sare automat pe rețeaua de la oamenii ăștia. Iar dimineața, când la prima rază de soare, el sare înapoi pe panouri, că tu așa l-ai setat. Lucrează și sunt extraordinar de bun. Atâta. V-am explicat ce este rău la el și ce este bun. Rău că dacă, spre exemplu, eu acum i-am pus 2 stringuri. Că stringul ăsta și nu mă apuc acum să demontez, să conectez lui 10 panouri, pentru că eu am luat 14 și am zis în felul următor. Eu trebuie să le testez în paralel.
da? Are funcția de paralel, iar trebuie atenții mari când resetați, că dacă nu le prăjiți. Deci în momentul în care le-ați conectat în paralel, cum vă explic în carte și asta, apăsați pe butonul de Enter și țineți apăsat 3 secunde ca să intri în setări. Te duci la opțiunea 28 din butoanele astea sus sau jos. Când ai ajuns la secțiunea 28, atunci ai apeși Enter și îi setezi PAL pentru funcția de paralel. Că dacă încerci să le lași așa, pe singă, le prăjești. Deci el când îți vine, le ai pe amândouă, bănuiesc că o să facem un video în momentul în care o să-mi vină al doilea invertor ca să le conectăm în paralel și o să le facem să vedem cum funcționează în paralel. Bănuiesc că o să mai facem un video în care, că voi, nu știu, dacă observați, ăsta este cablul de AC, ieșirea din invertor. L-am dus aici într-o cutie de distribuții pentru că al doilea invertor va fi conectat aici și atunci ca să poți să-l conectezi în paralel, iar asta este ieșirea, cablul de 2,5 și am tras până acolo la consumatori un prelungitor care, bine, eu nu vă sfătuiesc să faceți ce am făcut eu. În schimb, la mine este doar până în luna aprilie și atunci n-avea rost să mai investesc atâția bani când eu deja am tot ce-mi trebuie, este pregătit în țară. În schimb, dacă eu trăiesc în Anglia cu familia și atunci eu trebuie să le testez, să văd care e situația cu ele în luna aprilie, la anul când mă duc în țară, atunci am să le duc și am să le instalez cum trebuie. Pentru că aveam nevoie de întrerupător cu panouri montat, trebuia siguranțe puse. Eu nu i-am pus nimic. După cum vedeți, este un setup simplu. Este pregătit pentru paralel. Și așteptăm să vină al doilea inverter, atunci o să mai fac un video să vedeți și voi cum funcționează. Și atunci o să băgăm, dacă puteți vedea, că priza asta gri este cea care vine de la inverter cu cablu de 2,5, iar din trânsa plec cu două prelungitoare care alimentez mașina de uscat, mașina de spălat, frigiderul și bucătăria, unde sunt consumatorii cei mai mari. Restul, luminile și prizele normale pentru un televizor, pentru un calculator și luminile, că sunt puse toate LED, nu am nevoie acolo să reduc consumul. În schimb, astea, credeți-mă că te usucă la buzunar și aici. Deci la mine factura, din cauza că v-am explicat, noi mai reparăm mașini de spălat și le cumpărăm stricate, Samsung-uri, le reparăm și le revindem. Și atunci noi avem aici un consum extraordinar. Ajung, plătesc factura la lumină undeva între 150 de lire și 200 la lună. Și atunci am dat seama că și aici nu pot să mint că îmi prinde bine. Că uitați, chiar în momentul de față când vorbim, se vede clar, nevastă mea deja este a doua mașină de spălat astăzi și pe urmă a doua mașină care o usucă. Asta este mașină de spălat, mașină de uscat. Deci după ce termină programul de spălat, rufile obligatorii trebuie să le bag la uscat. Aici suntem în Anglia și nu se pot usca rufile pe sârmă. Eventual poți să ajungi să le ții 3-4 zile până putrezesc pe sârmă, că nu se usucă. Iar după cum vedeți, invertorul, hai să vedem, ca să nu zică lumea că este minciună. Deci ia să mergem noi la consumul lui. Aici mi arată data 27.09.2020. Consum total între ieri și astăzi se vede. Am produs 7,19 kW cu 7 panouri, atât am montate. Asta înseamnă cât a produs pe an. V-am zis că l-am montat acum 2 zile, n-are mult. Da? Deci un total de 7,2 kW până la ora asta. Astăzi deja am consumat 4,31 kW. Au put baterie, deci el acum, în momentul de față, mai trage 23 din amperi din baterie și îmi arată că am un consum de 1,12 kW. Da?
Vedeți aici, din baterii trage 49, iar în total puterea mea în consum în mașina de spălat acum și ce mai am eu băgat, 2,13 kW. Dar ajunge și la 2,5 kW, 2,50. Și uitați cum este vremea în Marea Britanie, deci ai practic panourile astea policristaline n-au nevoie de soare, doar de lumină. Da? Imediat ce consumul se reduce, invertorul meu îmi încarcă înapoi bateriile și le încarcă foarte bine și foarte repede. Bine, și bateriile sunt noi, m-au costat la 300 de lire. Dar acum vreau să vă spun că eu practic nu era nevoie să trag din baterii dacă eu aveam toate 14 panouri montate. Dar care-i chestia? Le-am setat deja două stringuri și nu vreau pentru o zi, că mâine bănuiesc că astăzi este duminică, mâine este luni, mâine bănuiesc că îmi vine celălalt invertor, pentru că l-am cumpărat de pe AliExpress, punea că vine din Polonia, dar nu, vine din Germania, că așa e chinezul hoț ca să nu plătească taxă în Germania. El de fapt are depozit, pune că îți vine din Polonia, dar de fapt îți vine din Germania, că au depozite clandestine peste tot. Dar faci ca la scopul, scuze, mijloacele, nu mă interesează ce fac chinezii ăștia, cu toate că nu prea îmi plac mie, că nu fac o competiție loială și știți destul de bine că asta se întâmplă și în România și peste tot și nu este corect. Deci oamenii ăștia fac o groază de bani pe spinarea europenilor și a Europei, dar nu le place să plătească taxe și impozite. Na, acum să vedem. Dacă v-a plăcut video și vreți mai multe informații, vă rog frumos să dați like și să îmi puneți întrebări acolo. Că v-am spus, am peste 2 ani de zile de când tot urmăresc diverse videouri, diverse, și nici video ăsta nu l-aș făcut dacă aș fi găsit acolo informația care pe mine mă interesa. Dar având în vedere că astea sunt ultimul tip de invertoare, mă văd obligat să explic, cel puțin pentru românii mei, pentru că acum cum s-a schimbat legea, puteți să scăpați din povara facturilor. Și eu vă spun așa, eu am calculat undeva la 4.000 de euro o casă total echipată, scăp din plata facturilor pe cel puțin 25-30 de ani. Acum faci că la loterie, cine știe cât o să țină invertoarele, cine știe cât o... panourile, eu vă garantez, uitați, eu am panouri din mâna a doua, nu vă fie frică să le cumpărați, nu este adevărat. Și am să vă arăt, zice lumea că domnule mi s-a căcat o pasăre și nu mai îmi bagă invertorul. Ia uitați-vă, fraților, vă arăt aici. Se vede că deja s-a depus praful, ele mizerii, da? Ele mai au... ieri, spre exemplu, aici vedeți, asta este o zgârietură din la un colț, din la alt panou, cum ele când au fost scoase, de unde au fost scoase, le-au aruncat pur și simplu ca țăranii, unde peste altele, și vedeți că sticla s-a stricat din modul că au rămas urme de la aluminiu. Astea am încercat să le scot, dar nu se poate, dar vă spun că nu afectează, și uitați, și ăsta are aici o dungă, și ăla are o dungă acolo mai pronunțiată. Se mai vede pe aici, pe acolo, câte un defect de la panou, dar vă spun că funcționează perfect. Deci ceea ce spun dâl și el, sunt garantate 25 ani, eu cred că te ține și 50 și toată viața, că dacă în cel mai rău caz să duc conectoare la el, că, sau să vină cumva o ploaie cu gheață, dar avea omul și panouri sparte, crăpate, mi-a arătat omul, mi-a măsurat, domnule, cât punea că trebuie să scoată panou, atâta arăta pe tester, deci și crăpa spart cum era, ăla băga exact cât punea pe el. Deci panoul îl produc, invertorul funcționează extraordinar, urmează să rezolv cu chinezi, să vedem cu software, pentru că nu pot monitoriza cum trebuie. În rest, software-ul, da, pot să fac modificări în setări, în schimb nu vezi graficul, da? Și cam asta e pe ziua de azi, vă urăm o zi bună și să ne mai vedem, nu? Mulțumim mult!